v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Casa ta de vis. Sunt arhitect Gabriel Georgescu și, cum v-am obișnuit, astăzi vă voi aduce teme noi și, zic eu, foarte interesante, atât despre arhitectură, cât și despre orașul București. Câți dintre noi ne-am întrebat de unde provin numele cartierelor din capitală? Povești pe care poate doar istoricii le mai știu. O istorie interesantă se află în originea numelui cartierului Colentina. Legenda spune că această denumire vine de la cuvântul Coleantină. Aceasta face referire la locul băltit unde Matei Basarabi a fugărit pe turci într-o bătălie. Despre zona Crângaș, istoricii spun că a existat o prelungire din codru Vlăsiei, un crâng. Aici trăiau crângași. Dristor vine de la breasla piuarilor, care și-au avut satul în această zonă a Bucureștiului. Meșterii piuari se mai numeau dârstari, de la dârsta, piatra folosită pentru fabricarea postavurilor. Să ajungem și la drumul Taberei, care se numește așa datorită lui Tudor Vladimirescu, care în anul 1821 intră în București pe la vest și își așează tabăra aici. Cel mai rafinat nume dintre cartiere l-are Ferentariul, care provine de la latinul Ferentarius și înseamnă soldat din legiunea romană. Unii spun că aici s-ar fi aflat câmpul de exercițiu din oastea lui Mihai Viteazul, anume Ferentarii. Turcii și-au pus și ei amprenta pe originea cartierelor bucureștene. Ghencea este unul dintre ele, provenit din limba turcă. Ghencea Aga era șeful arnăuților din Garda Domnească. Casa pe care vă voi prezenta astăzi se află și ea într-un cartier cu rezonanță istorică, anume cartierul Chitila. Denumirea vine din cuvântul bulgăresc Chitilă, care înseamnă drumul peste ape. Prin această localitate trecea Alaiul Domnesc, care se îndrepta către capitala țării, Târgoviște. Dar să vă arăt despre ce este vorba. Astăzi vă voi prezenta o construcție de inspirație românească, un neoromânesc interpretat, amplasat într-o parcelă a cărui formă, iarăși, este destul de diferită față de cele pe care le-am arătat până acum. Este un teren în formă de L, un teren care dispune două construcții, anume locuința și, destul de pregnant pe acest teren, bucătăria de vară. Dar ce este deosebit la această casă? În primul rând, arhitectura care pot spune că marchează zona în care a fost construită prin faptul că apare ca un fel de conac boieresc. Un conac boieresc, aș spune, autentic ca inspirație prin forma construcției, dar și prin detaliile de arhitectură, respectiv ferestrele, acest portic și materialele utilizate. Terenul pe care se află amplasate cele două construcții are o suprafață destul de mare, 1000 de metri pătrați, ținând cont că este un lot urban, un lot amplasat în sectorul 1 București, sector care prevede multe restricții vis-a-vis de limitele de proprietate și amplasare. Deși forma atipică a terenului, cât și aceste restricții ne-au fost potrivnice, aș spune că am găsit soluțiile potrivite, atât din punct de vedere însorire, cât și din punct de vedere perspective care se deschid pe ferestrele casei și dorințele beneficiarului de a privi acest dialog dintre cele două construcții, astfel încât toată lumea a fost mulțumită. Construcția este destul de generoasă, atât din punct de vedere funcțiuni, cât și din punct de vedere suprafețe. La parter are atât zona de spectacol, de living, de dining, bucătărie, cât și zone ce pot cuprinde un dormitor de oaspeți, un birou,
La etaj sunt dispuse dormitoarele și ele cu tot confortul, cu băi personale și cu dressing-uri. Iar surpriza este mansarda, o mansardă care a fost speculată a fi foarte luminată. Conține 6 ferestre Velux care fac din acel spațiu un spațiu de suflet, un spațiu foarte primitor și cald. Construcția din spatele meu reprezintă bucătăria de vară, dorința cea mai mare a beneficiarului. Când a venit la mine la birou, primul lucru pe care mi l-a spus este să îi creez un spațiu în care să se simtă bine alături de familie. Chiar dacă nu este terminată, imaginați-vă o zi însorită, cum este cea de astăzi, ce ar însemna pentru această curte, pentru această grădină, pentru tot ceea ce înseamnă ansamblu casă. După cum puteți observa, stilul casei este tradus în construcția mai mică. Construcția bucătăriei cuprinde atât zona de loc de luat masa, cât și blatul de preparări cu grătarul, dar și un beci la subsol unde va fi amplasată o cramă de vis. Și în această emisiune, Liviu m-a ajutat să utilizăm drona pentru dumneavoastră, pentru a înțelege mai mult că formele casei nu sunt întâmplătoare. Practic, o imagine aeriană vă va completa ideea că aceste două construcții amplasate pe teren nu au fost amplasate la întâmplare, ci pentru a forma un echilibru geometric. Un echilibru geometric care, chiar dacă este perceput de undeva de sus, cei care utilizează acest spațiu îl simt, trăiesc aceste stări. Finisajele sunt de asemenea abordate astfel încât construcția să dea senzația de căldură. Practic sunt culori ale pământului, culori ale naturii, de la un bej foarte fin la tușe de galben și acele accente de maro pe care le puteți observa. Este un întreg, formă, culoare și cel mai important, jocul volumetric, un joc al proporțiilor, un joc al umbrelor, care au tot interesul de a vă fascina, de a vă capta atenția. La sfârșit vă pot da un sfat. Casa pe care o veți proiecta va fi casa în care veți locui. Va fi casa care vă va transmite stări, care vă va face să trăiți viața cu multă plăcere. De aceea, niciodată nu vă abandonați propriile vise. Aceste vise trebuie traduse cu ajutorul arhitectului într-un proiect care să vă reprezinte. Un proiect care să reprezinte modul dumneavoastră de viață, al familiei dumneavoastră. Să vă împlinească toate dorințele, atât cele funcționale, cât și cele care țin de ideea de frumos. Yeah.
această emisiune a noastră de astăzi a luat sfârșit. Până data viitoare, când voi veni cu alte subiecte la fel de interesante, vă invit să urmăriți site-ul www.arhitectgabrielgeorgescu.ro, cât și rețeaua de socializare Facebook cu același nume.